Liderul interimar al PDL Gorj, Dan Vâlceanu, îi acuză pe șefii PSD Gorj de incompatibilitate. El susține că atât primarul Florin Cârciumaru, cât și președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu au făcut parte din adunarea generală a acționarilor de la APA Regio, furnizorul de apă și canal din județ. Dar din documentele pe care ne le-a pus la dispoziție Oficiul Registrului Comerțului Gorj, domnul Călinoiu și domnul Cârciumaru se află în stare de incompatibilitate. Deci domnul Călinoiu este reprezentantul Consiliului Județean, sau a fost reprezentantul Consiliului Județean în AGA la APA Regio, iar domnul Cârciumaru, reprezentantul primăriei Târgu Jiu, în AGA la APA Regio. Pedeliștii spun însă că nu vor sesiza Agenția Națională de Integritate. Sunt convins că vă interesează dacă noi vom face vreo plângere la ANI, Partidul Democrat Liberal. Și o să vă spun că nu. Partidul Democrat Liberal are ca obiectiv și menire să-i schimbe pe șefii administrației județene și locale din Târgu Jiu la alegeri. Cei doi nu au putut fi contactați până în acest moment pentru un punct de vedere. În schimb, purtătorii de cuvânt a instituțiilor au negat acuzațiile aduse de PDL. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, nu face parte la ora actuală din niciun for de conducere, nici din adunarea generală a acționarilor, nici din Consiliul de Administrație al societății APA Regio și nu a făcut parte niciodată din aceste două foruri de conducere ale societății respective. Domnul primar Florin Cârciumaru nu face parte din Consiliul de Administrație sau din AGA de la APA Regio. Din anul 2007 fac parte ca reprezentanții ai primăriei domnul Grigore Jianu și domnul Marius Ionescu. Domnul Grigore Jianu este în AGA, iar domnul Ionescu face parte din Consiliul de Administrație. Atât Florin Cârciumaru, cât și Ion Călinoiu nu pot face parte din AGA de la APA Regio, întrucât s-ar afla în incompatibilitate. Cei doi ar încălca astfel prevederile articolului 87 alineat 1 litera F din legea numărul 161/2003, potrivit cărora funcția de primar președinte de Consiliul Județean este incompatibilă cu funcția de reprezentant al unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local.